Kilometrajul a fost modificat. În 2018 a venit în România, nu? Păi nu. În 2018 a venit în România, a venit din Danemarca, kilometrajul modificat. Daune 1, 2, 3, 4, 5. A zis, hai să o pun la vânzare, că am lovit-o cam rău. Da, daune de 10-15 mii de lei. Cine a zis în mail că îi se pare că a fost lovit în spate. Exact în spate, amândouă. Da, ai ghicit. Două daune în spate, exact cum ai spus tu în mail. Trece ITP-ul, are asigurare, funcționează, nu caz din ea, nu pierde ulei. La revedere, nu te mai interesează kilometri și alte lucruri de genul. Să verificăm niște mașini din nou. Vă rog frumos să nu mai trimiteți 30 de mail-uri cu aceeași serie de caroserie, că o să intre în spam, nu de alta. Să verificăm un Suzuki Jimny. Să verificăm și un Golf. Am găsit și noi seria. Deci văd că îmi trimiteți foarte mulți mail-uri care n-au nicio treabă cu verificările sau îmi trimiteți, vreau să verific o mașină. Eu doar le citesc, nu mai stau să răspund, nu mai răspund la absolut nimeni, nu răspund, pentru că nu am când, chiar nu am când. Asta e o mașină din Statele Unite, Chrysler 300C, Ford Focus 216 TDCi, aici este o Skoda Octavia, sau ce este o Skoda, în orice caz, japoneză, dubioasă, Toyota Aygo. Hai să vedem cât de dubioasă e. S-a încărcat Suzuki Jimny, care pare în regulă, kilometri 6 din România, nu are cine știe ce informații, nu trebuie să-mi date despre mașina asta. Hai să mai vezi toată seria dacă n-ai văzut-o, deci asta e seria, nimic interesant. Audi A6, kilometraj modificat. Danemarca, inspecție tehnică nereușită. Danemarca. Da, ok. Și kilometrajul a fost modificat. În 2018 a venit în România, nu? Păi nu. În 2018 a venit în România, a venit din Danemarca, kilometrajul modificat. De la 340.000 la 273.000 cu ce a venit în țară, a dat înapoi vreo 70.000 de kilometri. Interesant. Deci una 6 cu kilometrajul modificat. Se vede clar. Puteți intra pe datele oficiale din Danemarca. O să vedeți acolo că vă arată mai multe detalii. Volkswagen Jetta. 207.000 acum, preț 4.400 de euro în februarie 2020. Și probabil că sunt și poze, da? 207.000, carte service din Germania și probabil că niște defecte. Da, uite, asta e foarte bună informația. Am văzut-o de foarte multe ori, în realitate, la motoarele 2.0 TDI Xeris cu defect 3.2 din cauza unui erori de proiectare a axului hexagonal. Deci, așa este. Honda. Accidente, Honda Accord. România, daună detectată. Dacă am multe daune are mașina asta. Asta este o eroare. N-am mai pus la kilometraj modificat. Daune. 1, 2, 3, 4, 5. Asta cred că e aceeași. 1, 2, 3, 4. Deci înseamnă că a fost una în față, minoră. A doua în spate, așa, așa, așa. Destul de. Iar asta, tot în față, nu mai e așa minoră. Asta e nasoală rău. 20-30 de mii de lei în total. Dacă calculăm doar varianta minimă, 20, 25, 28, aproape 30.000 de lei daune. Preț 15.000 de euro în 2018. Da, așa să recapitulăm, că mă doare capul.
Deci, mașina este din ce an? Este o Honda Accord din... A, uite, am și poze cu ea. Mai bine, astea sunt pozele de la vânzare. Deci, a fost matricul 2010, 2009, bun. 2009 mașina. Deci asta are istoric în România. Are daună după un an. Daună după încă 3 ani. Daună după 5 luni. Daună în 2018. În 2018 a fost fatalitate. În iunie 2018. După care ce s-a gândit? A zis, hai să o pun la vânzare, că am lovit-o cam rău. Și când a fost ea la vânzare, deci în 2018 a fost făcută zob. Probabil a fost reparată și a pus-o la vânzare în septembrie. Deci a reparat-o și a pus-o la vânzare, cine o fi avut-o, în septembrie. Care după daunele alea arată cam așa. Deci că n-a fost lovită niciodată. Dacă mă întreb pe mine. Și în anunț, probabil că scrie, n-a fost lovită niciodată. Ce tot ce tezi, nu bate, nu troncă-ne, nu? Da, deci poze, preț, daune din România. Ăsta este Chrysler. Kilometraj și accidente. A fost înmatriculat în România în 2008. A, full istoric în România, normal că trebuie să fie kilometrajul modificat, nu? Deci kilometrajul a fost modificat de la 173.000 de kilometri în 2017 la 116.800 de kilometri în 2019. Sau să fie o eroare de să fi trecut în mile. 116.000 ori 1,6 sunt 185.000. 185.000 e posibil să fi trecut din greșeală. Este în 185.000 este între 173.000 și 198.000. Deci sunt șanse să fi trecut mile în loc de kilometri sau poate chiar au fost dat înapoi, nu se știe. Dar sunt șanse să fi fost și o eroare, să fi fost trecute în mile. Ok, daune. 10-15.000 de lei în față în România. Și cam atât. Ford. Kilometraj, accidente. Mamă ce productivă e sesiunea asta. Înmatriculat în 2012, mașina e din... Vedem mai jos. Deci în 2012 a fost înmatriculată. Înmatriculată, daună, 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 3 daune. Kilometrajul nu pare să fi fost o eroare. Sau să fi fost o eroare. Aici e eroare, probabil. De la 156.000, 150.000 sau... Deci hai să ne uităm. În 3 ani a făcut 44.000. Asta înseamnă aproximativ 15.000 pe an. După 2 ani a făcut 36.000, deci 18.000 pe an. Apoi, după 6 luni avea 17.000 în plus. Deci a mers. Apoi, după un an, nici un an, 6 luni, a făcut 56.000. Bun. După aia s-a dus un pic cu spatele înapoi cu kilometrajul. Și după alte 8 luni, a scăzut la 108.000. După care, după un an, după 2 ani, după 2 ani, da, deci eu nu cred că este eroare, cred că kilometrajul chiar este modificat. Daune, daune, daune. Mai mult, asta a fost un impact mai mult lateral, asta în față și asta tot în față. Deci avem daune de vreo 1500 de euro, aproximativ, kilometraj modificat, mașina din 2009. Niște defecțiuni generale ale Fordului acesta, CVT, DPF, exact ce am spus și eu în niște clipuri și ce mi-au furnizat cei cu curățare DPF, că la Ford și la Opel sunt printre cele mai slabe DPF-uri, în special la 1.6 TDCi, că sunt de slabă calitate și se înfundă foarte frecvent. Bun, da, deci vă las aici defectele, să faceți un screen, să vă uitați la ele. Cam atâtica. Skoda, accidente. Deci cine a zis în mail că îi se pare că a fost lovit în spate. Deci daună în 2009, daună în 2012, două daune care sunt exact în spate amândouă. Două daune. Da, ai ghicit. Două daune în spate, exact cum ai spus tu în mail. Toyota Aygo.
japoneză suspectă, sau cine a zis că e suspectă. Datele sunt din România, kilometrajul desfășurat și daunele sunt două daune, ambele în față, de 5-10.000 de lei fiecare. Deci fugi de ea, e simplu. Și niște defecțiuni frecvente. Hai să mai luăm încă una, două, trei, patru, cinci, șase, opt mașini, să fie 16 mașini. Bun. Mazda 3, că tot n-am luat Mazda până acum. Deci am găsit ceva cu probleme. Mazda 3. Odată, Nissan Almera. Suzuki Swift Sport, care de vânzare pe OLX. Mă interesează foarte tare alea care sunt la vânzare, nu cele care au fost deja cumpărate de voi. Jeep Wrangler. Am o presimțire că la Wrangler e ceva, miroase a țeapă, nu știu de ce. X6, ce serie e asta, că n-am mai văzut-o până acum. Poate W, BA. Există așa ceva? E greșită seria. Eram sigur. WBA poate, nu NBA. Așa, Golf 4 îmi pare rău, este prea veche, nu mai verific. Dacă merge, merge, dacă nu, nu. Deci, Golf 4 eu nu mai verific, e o mașină de 1000 și ceva de euro, nu merită deranjul pentru raport. O verifici la service, dacă funcționează, merge bine, bine, dacă nu, nu o cumperi, e simplu. La 1000 și ceva de euro, chiar nu contează dacă mașina mai are kilometri modificați, e lovită, dai pe 1000 de euro, trece ITP-ul, are asigurare, funcționează, nu cazi din ea, nu pierde ulei, la revedere, nu te mai interesează kilometri și alte lucruri de genul, părerea mea. Asta se verifică, asta ce mai e? Un Volkswagen, nu știu ce Volkswagen ăsta. Ce, să mai cântăm încă una. Touareg. Un Touareg. Astea sunt riscuri mari de țeapă, în general. Hai să vedem ce am găsit la Mazda. Accidente. Văd că toate sunt din România, informațiile. Ok. Daune de 3-5.000 de lei. Pe lateral sau în spate, ceva de genul, a fost lovit. Preț 12.500 de euro la vânzare. Au, ce frumoasă e cu piele, cutie automată. Frumoasă mașină. Place mult pielea asta bej în interior. Este o combinație de culori. Arată foarte bine. Super, super. Omul ăsta văd că stă la casă. Sau la un cartier de case. Mașina chiar arată bine. Și eu m-aș duce să o văd. Chiar dacă a fost un pic lovită, eu aș merge să o văd. De ce nu? Nissan Almera. Belgia. Kilometraj 80.000, 108.000 și atât. Păi nu mai sunt informații despre kilometraj. Din 2003 mașina, vechiuță. Se întâmplă fel la motoare pe evidența problemă cu tensionarea lanțului de distribuție. Defecțiune la senzorul de viteză al transmisiei. Nasol. Cam asta este. Suzuki, ce asta? Swift Sport, accidente. România, toate informațiile. Asta a fost o eroare, nimic interesant. 82.700 de kilometri, ultimul kilometraj. Asta e o mașină pe care am condus-o, mi-a plăcut foarte mult, consumă puțin, fuge pentru că e ușoară, relativ nouă, mă rog, ce-am condus-o era 2015. Daune de 1500-3000 de lei, daune de 1500-3000 de lei, daune de 500, da, daune minore, deci nimic interesant, nimic wow. Și cam atât. Chrysler Jeep Wrangler, da. Accidente. Daune. 75.000. Și daune de 50.000. S-o fi accidentat pe la off-road. BMW, accidente la X6. Germania. Olanda, România. Deci Germania, după aia a venit în Olanda, după aia a venit în România. Kilometrajul desfășurat, foarte frumos. Daune de 500-1500, deci daune de vreo 2-3.000 de euro.
Preț 2018 24.600, 2019 februarie, adică după 4 luni, a scăzut prețul cu 2000, aproximativ 2000 de euro. X6 2011, dar să nu parcă mașinile astea. Pierd foarte mult la preț, extraordinar de repede. Întreținerea e scumpă, nu zic, e mare, e sigur, e safe, ată bine pielea, îmi place maxim pielea maro. Să cred că sunt poze de pe Autovit. Pielea asta scorțișoară, eu sunt nebunit după ea, îmi place maxim. Da, numai de București. Deci, tu decizi, dragă viitor proprietar. Pe mine nu mă dă pe spate mașina. A avut și câteva daune. Audi Q5, date doar din România. Deci nu sunt cine știe ce informații, 97.000 de kilometri și niște defecte frecvente. Schimbări bruște ale treptelor de viteze la Estronic 7 viteze. Probleme cu sistemul AdBlue. Defecțiune Ghere Vagnox. Ecu întrerupe, așa, diverse reclamații vizând defecțiune cutiei Estronic cu 7 trepte. De bun, ce sunt și Estronicurile? Volkswagen Golf, accidente. Bun, avem kilometrajul 321.000. Și o daune, da, daune de 10-15.000 de lei. Un nou TDI Golf, mai păcălit. Dacă îmi spune că e Golf 4, nu mai verificam. Și ăsta este Touareg, care, e vechi, 2004, fabricat. Și atât. Și n-am informații despre el. Pare rău. Ia, defecte frecvente. Suportul rulmentului central al cardanic se poate uza prematur, iar de frână din față se poate bloca care, că-s două, am două. La motoare 3.6 benzină se poate defecta la distribuție. La motoare 3.0 TDI, supapele fluturile se pot bloca în gălăria și discutând, ducând la variere acestea, diferențele din față care sunt multe intermitente. Da, cam asta ar fi sesiunea de astăzi. Sper că v-au fost utile. Aveți linkurile mai jos pentru achiziționarea poarte dacă vreți urgent să vă cumpărați o mașină. Avantajos este pachetul de două rapoarte cu 49 de lei bucata. Dacă vreți să-mi trimiteți serii să verific mașini, îmi trimiteți vă rog frumos doar la e-mailul verificari@99vehicles.ro. Orice altă adresă, oriunde trimiteți, nu vor fi luate în considerare decât din acest e-mail. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.